Un bărbat de 48 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. În fapt, la data de 23 aprilie, polițiștii au fost sesizați prin plângere cu privire la faptul că la sfârșitul lunii ianuarie, o minoră din Cavnic ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 48 de ani. În urma extinderii cercetărilor și activităților desfășurate, față de bărbatul de 48 de ani a fost pusă în mișcare acțiunea penală privind săvârșirea unor fapte de natură sexuală asupra a două minore, ambele din Cavnic. Față de cel în cauză, în cursul zilei de ieri a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar astăzi a fost prezentat instanței care a dispus arestarea sa preventivă. Bărbatul a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă Maramureș, iar polițiștii din Cavnic continuă cercetările pentru documentarea întregii sale activități infracționale.